Primăria Timișoara a recuperat încă un teren ocupat abuziv. Buldozerele au pus la pământ gardurile care au transformat până acum un domeniu public într-unul privat ilegal, spune primarul Timișoarei, Dominic Friț. Încă un teren recuperat. Știți parcarea îngrădită privată pe lângă piața din Badea Cârțan? E de fapt un domeniu public. Am intrat cu buldozerul, am dărâmat gardurile și acum suntem cu echipele SDM și amenajăm locuri de parcare pentru toată lumea. Proprietarul casei de lângă piață s-a gândit să împrejumuiască terenul de peste 500 de metri pătrați și să le ceară bani celor care aveau nevoie să-și lase undeva mașina ca să își facă cumpărăturile. Normal că în administrația Robu nimeni nu a văzut nimic, nimeni nu a știut nimic. Facem muncă de detectiv, luăm dosar cu dosar și facem dreptate. Recuperăm nu doar terenurile, ci și demnitatea orașului. Timișoara a intrat într-o nouă eră în care furtul nu mai e normalitatea și clanurile nu mai pot să te cumpăr și pe tine. În câteva zile, pe terenul de lângă Badea Cărțan, cei care vin la piață sau la biserică vor avea locuri noi de parcare. În 9 iunie trebuie să ținem Timișoara pe acest drum, nu să ne întoarcem la acel experimentat la închisul ochilor. Transmite primarul Timișoarei, Dominic Friț.